Bună dimineața! Un scurt și un eficient antrenament de înălțime vă propun în dimineața asta. Vă propun să lucrăm înălțimea vocii noastre. Cât de sus ne ducem cu vocea sau cât de jos? Vom face câteva exerciții în care vom începe cu o ușoară încălzire a vocii, mai ales că este dimineață și trebuie să ne relaxăm corzile vocale, apoi vom face un set de exerciții care ne ajută să controlăm, repet, înălțimea vocii. Să dăm exerciții care ne ajută să dăm mai multă varietate tonului pe care îl folosim. Pentru că, în definitiv, dacă este să simplificăm la maximum, vorbitul este ca și cântatul. Poți să vorbești în nota Do sau poți să vorbești în nota Si. Ține de noi să stabilim pe ce treaptă a portativului punem vocea. De ce este important să lucrăm înălțimea vocii? Argumentele sunt mai multe, n-aș vrea să intru în foarte multe detalii tehnice plictisitoare. Ceea ce este important să reținem însă e că atunci când reușim să variem înălțimea vocii, discursul nostru devine mai interesant. Devine mai interesant pentru că rupem monotonia. De asta e important să controlăm vocea pe cât mai mulți parametri, să controlăm volumul, să controlăm ritmul, să controlăm înălțimea și să încercăm să facem cât mai multe variații cu vocea noastră. Pentru că fiecare variație în esența ei e un declanșator de atenție. De fiecare dată când schimbăm ceva în registrul vocii, am început să vorbim mai tare, după care scădem din nou volumul, am început să vorbim mai sus, după care accentuăm anumite idei pe note mai joase, fiecare variație de genul ăsta reactivează atenția omului din fața noastră. De asta e atât de important să lucrăm înălțimea vocii. Ăsta este un argument, ne ajută la variație. Stăpânim bine înălțimea vocii, varie mai bine. Cel de-al doilea argument este că ne ajută să adaptăm înălțimea la tipul de mesaj pe care îl transmitem și vom discuta imediat despre asta. În general, mesajele ferme, autoritare, merg foarte bine pe note joase, în vreme ce mesajele conversaționale, alea care ne ajută să fim mai abordabili, mai calzi, se pretează la note înalte. Mă mânca o ureche. Bun. Un alt argument în favoarea înălțimii este că foarte mulți dintre noi avem tendința, dacă ridicăm volumul, dacă vorbim repede și, în general, dacă suntem emoționați pentru că ținem un discurs sau suntem într-un conflict și începem să ne ambalăm, în momentul în care ridicăm înălțimea vocii, tindem să pierdem controlul asupra vocii și să avem ceea ce se numește voce de cap. De asta vă propun să lucrăm înălțimea vocii astăzi și ca să ne controlăm mai bine, să putem să controlăm mai bine ceea ce scoatem din noi auditiv atunci când vorbim. V-aș propune pentru început să facem un set de respirații de abdomen. Bună dimineața, Marius! Vă rog să-mi confirmați dacă se vede și se aude. Un bun prieten de-al meu posta ieri pe Facebook o chestie că ne va intra atât de tare în reflex treaba asta cu după multe live-uri, Zoom-uri, Skype-uri. Când ne vom vedea pe stradă, din reflex vom spune: se vede, se aude, ești ok? Ne înțelegem. Ne vom întâlni cu oamenii în autobuz: mă vezi, mă auzi, ești ok? Dă-mi un semnal dacă se aude, se vede, mă văd. Bun, cred că ne va urmări vreme îndelungată reflexul ăsta cu se vede și se aude. Așadar, vă rog să-mi confirmați dacă se vede și se aude și haideți să procedăm la primul nostru exercițiu, unul de respirații. Nu are rost să lucrăm vocea până nu ne-am încălzit măcar un pic cu respirațiile noastre. Am să vă rog să puneți o mână pe piept, în bună tradiție, o mână pe abdomen. Haideți să mut puțin camera ca să ilustrăm mai bine. Deci o mână pe piept, o mână pe abdomen. Pieptul îl ținem nemișcat, inspirăm, ducem abdomenul în față, expirăm. Inspirăm adânc, cât putem de adânc, până vedem că se umflă suficient de mult abdomenul, expirăm. Inspirăm, expirăm. Așadar, haideți să facem o serie de 5 respirații de abdomen ca să ne obișnuim, după care începem să facem legături de voce cu abdomen, cu respirații de abdomen. Deci facem 5 repetări. Când ați făcut, vă rog, lăsați coment respirații de abdomen. Ia să vă cinem de ha-ha aici, Narcisa Mureșa. Așa, inspirăm. Expirăm.
E foarte, foarte important să nu se umfle pieptul, să nu se ridice umerii. Inspirăm. Expirăm. Eu trișesc, o mână o am pe laptop, că mai scrollez pe aici, dar vă rog, țineți cealaltă mână pe abdomen. Este foarte important, repet, că atunci când respirăm, ceea ce se pune în mișcare să fie abdomenul nostru. Inspir, expir. Inspir, expir. Acum, că am făcut micul nostru antrenament abdominal, am făcut respirațiile de încălzire, hai să legăm. Să legăm respirația de Să legăm vocea de respirație de abdomen. Inspirăm cât putem de adânc, rămânem cu o mână pe piept și facem un A cât putem de lung și de jos până când simțim în palma de pe piept o vibrație. Hai să vedem. Asta se cheamă că sunt inspirat. Dacă ai inspirat în abdomen, ești aproape, ești aproape. Ai luat o decizie, înseamnă că ai luat o decizie foarte, foarte inspirată, ai făcut o mișcare inspirată pentru vocea ta. Inspirăm adânc în abdomen și haideți să facem un A cât putem de lung. Facem cât putem, ducem cât putem de mult. E important ca aul pe care îl emitem să vibreze în palma de pe piept. Ajută foarte, foarte mult asta. Exercițiul ne ajută și să coborâm vocea în prima fază în piept. Pentru cei care vreți să mergeți la un stadiu mai avansat, e esențial să antrenați și vocea de abdomen, dar în momentul ăsta, dacă vocea vibrează în palma de pe piept, e un semn bun. Haideți să facem împreună. Facem de câte ori putem treaba asta. Inspirăm și expirăm pe A. Cei care ați făcut inspir și expir pe A, vă rog lăsați acolo un coment cu A. Asta înseamnă că ați făcut expirația pe A cu voce tare. Încercăm să ducem cât putem de mult. Acum, perfect. Avem deja confirmări. Inspirăm adânc și încercăm să creștem volumul aului pe aceeași expirație. Amplificăm. Pe aceeași expirație amplificăm aul. Cât putem de mult. Bun. Bun, mergem mai departe și hai să vedem ce să facem noi. Facem câteva variații de volum. Încălzim un pic vocea înainte să lucrăm înălțimile. Ce urmăresc cu exercițiul ăsta este să ne formăm deprinderea ca un pic să-mi aranjez eu camera aici. Ca independent de volumul vocii noastre, să simțim vibrația în piept. Așadar, inspirăm. Și pe aceeași expirație încercăm să variem volumul aului. Încercăm să variem. Foarte important ca variația să se facă din abdomen. Am să mut un pic camera ca să vedeți mai bine. Aici este important să se vadă. Bun, 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 bun. Încălzim vocea ușor. Și acum câteva vocalize ca la cor.
Cei care ați făcut A cu volum, lăsați un coment acolo, A cu volum. Inspirăm adânc în abdomen, facem un mame mi. Mame mi momu la Și acum că ne-am obișnuit, începem să facem primii pași de antrenament a înălțimii. Am să vă rog cu mine să puneți o mână de data asta pe diafragmă, aici. Inspirăm în abdomen, inspirați în abdomen și faceți pentru început un A pe cea mai joasă notă, era să spun notă, pe cea mai joasă notă pe care o puteți prinde. Hai să vedem. Încercați să duceți cât puteți de mult. Ați făcut asta? A cu volum, Mihai, foarte bine. Îmi confirm și tu, Ioana. Următorul A îl facem pe înălțime mai mare. Și îl ducem cât toată expirația. Am făcut asta, mergem mai sus. Oricât de sus mergem cu înălțimea, păstrăm vocea în diafragmă. Așadar, inspirați adânc în abdomen și reluați aul pe mai multe înălțimi. Mai fac o dată. Când ați făcut cu mine exercițiul A pe înălțimi, vă rog doar să-mi lăsați un coment. Începem. Urcăm. Urcăm mai tare. Urcăm și mai tare. Bun, și din nou. Mai departe. Variație pe aceeași temă, variațiune pe aceeași temă. Trec aici. Do, ca să nu ne încurcăm, că știu că mulți cursanți mi se încurcă la exercițiul ăsta, do, mi, sol, do, e un arpegiu de gamă, rostim pe sărite notele din portativ. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Și încercăm să ducem vocea crescător și descrescător pe notele din arpegiu. Do, mi, sol, do, notez aici, mai un pic, vă las coment. Că de obicei ne încurcăm aici. Do, sol, mi. Cum era? Do, mi, sol, do. Do, sol, mi, do. Do, sol, mi, do. Și facem împreună. Ținem o mână pe piept de data asta și avem grijă ca vocea noastră să nu scape, să nu pierdem rezonanța vocii. Adică să simțim în permanență, în palma de pe piept, o mică vibrație. Inspirăm în abdomen, nu în piept, nu... Ci în abdomen, ducem oxigenul în abdomen și cât putem de relaxat, plimbăm vocea pe note. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Facem asta odată. După ce ați făcut aul pe înălțimi, vă rog lăsați-mi un coment cu do, mi, sol, do. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Am făcut chestia asta, mergem pe o octavă mai sus. Adică fiecare notă o mutăm cu o poziție mai sus. Nu cu opoziția, o mutăm cu o poziție mai sus. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. După care mergem cu o octavă mai sus. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Acum, coment de la Bogdan. Vocea îmi urcă spre gât când o înalți. Cei care aveți tendința asta, vă rog, lăsați-mi un coment
Și mie mi-urcă spre gât, pentru că e o tendință firească. E o tendință firească. Noi tindem să controlăm bine vocea atunci când stăm pe note joase, pentru că vocea vibrează undeva aici în zona diafragmei, avem control foarte mare și pe măsură ce urcăm înălțimea, simțim că pierdem vibrația vocii și vocea începe să vibreze în partea superioară a pieptului, apoi se duce înspre gât și urcă și se transformă în așa numită voce de cap. Ei, e o întreagă teorie aici. Avem cu toții o limită de jos a vocii noastre sub care nu putem coborî, pentru că în momentul în care coborâm vocea se duce în gât. Și avem o limită de sus a vocii noastre pe care dacă o depășim vocea din nou se distorsionează. Între cele două limite e ambitusul vocii noastre. Aici avem control asupra vocii. Cu exercițiul pe care noi îl facem acum, încercăm să împingem limitele astea, să ne educăm să prindem note mai joase. Când am început să fac voice-over pentru diverse reclame, mi s-a cerut să-mi antrenez să-mi cobor înălțimea vocii, adică să-mi antrenez capacitatea de a duce note din ce în ce mai joase, ceea ce mi-era foarte greu pentru că la un moment dat răgușeam. Dar este tehnic posibil. Același lucru se poate antrena și cu înălțime, se poate obține în timp și la înălțime, să puteți atinge note din ce în ce mai înalte fără ca vocea să se ducă în gât. Cum? Foarte multe exerciții de canto, foarte multe exerciții de respirații de abdomen și important să avem rezonanța la degetul mic, adică să puteți trimite cu lejeritate vocea în diafragmă. Când toate astea se antrenează, încet, încet va dispărea starea aia de băi, am ridicat înălțimea, dar mă strangulează vocea. Cert este, dacă simțiți că vocea se duce înspre gât, luați-o ca pe un fenomen normal. Chestia asta se întâmplă, chestia asta e cât se poate de firească, nu vă panicați, există remediu, la așa ceva trebuie doar timp. Haideți să mai facem o dată. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do și urcăm înălțimea. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do și ne mai ducem și mai sus. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Bun, acum că am făcut chestia asta, mergem mai departe și facem o combinație de volum cu înălțime. Am să vă rog să faceți ca mine un A foarte jos și tare ca volum. Deci când sunteți, cu cât notele sunt mai joase, cu atât creștem volumul mai tare. Apoi ridicăm înălțimea. Foarte, foarte important, atunci când ridicăm înălțimea vocii, să coborâm volumul. Pe note joase ne ducem pe volum ridicat, mergem tare pentru că avem control, controlăm bine rezonanța vocii, avem amplitudine. Pe note înalte încercăm să scădem un pic, să scădem un pic volumul, să dăm sunetul mai discret. Probabil că ați observat și în discuțiile voastre sau în situațiile în care ați fost nevoiți să vorbiți, că de obicei noi tindem să facem invers. Tindem să vorbim mult prea încet pe note joase pentru că avem o încredere exagerat de mare în puterea vocii noastre și atunci ne gândim că nu e cazul să ridicăm volumul. Vocea sună plăcut, dar nu se aude, nu răzbate. Și tindem să ridicăm foarte tare volumul vocii atunci când suntem pe înălțimi ridicate, deoarece simțim că nu avem rezonanța suficient de mare și atunci ne simțim datori să amplificăm volumul și asta nu face decât să pună gaz pe foc dacă vocea oricum sună distorsionat. Când îi mai tai și volum, distorsiunea crește. Eu vă propun să mergem pe un mecanism invers. Când suntem pe note joase să dăm putere vocii și când suntem pe note înalte să o tot scădem. Haideți să vedem. Facem din nou un A pe volum și înălțim. După ce veți face cu mine exercițiul ăsta, vă rog, lăsați acolo un coment A pe volum și înălțim. Întâi jos. Hai să facem unul și mai tare. Încercați să-l duceți cât puteți de plin, duceți-l până la capăt, până când rămâneți fără aer.
Și acum urcăm. Și urcăm mai tare. Și acum hai să o luăm descrescător. Cu volumul și cu înălțimea de mai multe ori. Cei care ați reușit să faceți asta cu mine, vă rog, lăsați un coment A pe înălțimi. Ce este așadar important să înțelegem legat de înălțimea vocii și cu asta încheiem? Pe note joase suntem autoritari, transmitem autoritate, regulile merg foarte bine. Așa se face. Așa s-a hotărât. Iar pe note înalte suntem calzi și abordabili, întrebările merg foarte bine pe note înalte. Asta este o idee pe care e important să o reținem. Cea de-a doua idee, dacă nu avem, simțim că nu avem control foarte mare pe vocea noastră atunci când ridicăm înălțimea, să încercăm să scădem volumul. Nici o problemă, vorbim un pic mai încet. Decât așa? Mai bine așa, cel puțin în prima fază. Iar încet, cu tehnici de respirație, cu antrenamente de rezonanță, ne vom obișnui ca pe note înalte să avem un control cât mai bun asupra vocii noastre. Astea fiind spuse, vă doresc o zi plină, plină de energie, o zi plină de înălțim, iar mâine la ora 9 ne revedem aici, cu alte antrenamente de voce și de dicție. Să aveți o zi excelentă, vă îmbrățișez!